Bună ziua, dragii noștri copilași! Iată a sosit și iarna și cu acest prilej noi vrem să vă lecturăm o poezie scrisă de Marcelo Mardare, care se numește Povestea Iernii. Iarna încă n-a venit, ci că-n drum s-a îmbolnăvit. A pornit așa în pripă, a răcit și are gripă. Stă la pat, tușește tare, n-are poftă de mâncare. Febra se ridică într-una, gâlcile îs marca pruna. Geme gerul înfundat, a găsit ce-a căutat. I-am tot spus că mai îmbrace, măcar două, trei cojoace. Iarna nu m-a ascultat și acum stă bolnavă în pat. Vai de mine, vai de mine, să-i dau poate vitamine. Poartă vestea rea o cioară, pe iernuță o omoară. Săriți toți și săriți toate, cine vrea și cine poate. Iarna trebuie salvată, aduceți tifon și vată. Apă moartă, apă vie, ajutați să-și revie. Veverița aduce anuci și o pereche de păpuci. Ursul care o iubește, miere dulce dăriește. Vulpea-i coase căciuliță chiar din lunga sa codiță. Bursucel într-o ulcică îi duce iernii unturică. Iepurașul urechiușe pune varza lângă ușă. Pe o crenguță de pelin duce șarpele venit. Aricioaica o descântă, la ureche lină-i cântă. Îi strece răceala, trece de-abia ce-ai cu minte rece. Izvorașul fruntea-i leagă, lupușor cât poate aleargă și-l cheamă în ajutor pe un doctor din popor. Doctorul cu barbă lungă scoate dintr-o mică pungă o mixtură fermecată pentru iarna preparată. Iarna bea și trece îndată, boala rea îndesperată. Guturaiul și durerea se întoarce încet puterea. Iese iarna pracurată, de iubire luminată. Mulțumesc, prieten vouă, pentru sănătate nouă. Și-aș dori să vă invităm cu drag la Biblioteca Alexandru Dunici pentru o lectură cu minunății de cărți pe care le vedeți în fața dumneavoastră. Vă spun sănătate și ne mai revedem!